Pagube uriașe la o firmă din sudul județului Argeș, profilată pe creșterea și îngrășarea porcilor. După ce la sfârșitul anului trecut, în două dintre fermele deținute de investitorii danezi au fost ucise și îngropate aproximativ 29.000 de suine, acum și în cea de-a treia exploatație comercială aparținând aceleiași firme, a fost declarat focar de PPA. Ca primă măsură se va începe sacrificarea și neutralizarea a peste 42.000 de porci. De menționat că în acest moment, pe raza județului Argeș, sunt active 4 focare de PPA la porcul domestic într-o gospodărie din Davidești și în 3 exploatații comerciale din localitatea Slobozia. Nici când vorbim de Mistreți, lucrurile nu stau deloc bine, atâta vreme cât încă nu s-au închis nici unul dintre cele 14 focare din fondurile de vânătoare județene. Având în vedere evoluția acestei maladii atât la nivelul țării cât și pe raza județului, autoritățile sunt în alertă maximă, ne transmite colega noastră Elena Picu.